Mariana Ioniță, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a semnat vineri contractul pentru lotul Zimbor-Poarta Sălajului din autostrada Transilvania, cu Cornel Bunghiuz, reprezentantul asocierii care a câștigat licitația. La eveniment au fost prezenți premierul Ludovic Orban, ministrul transporturilor Lucian Bode și ministrul economiei Virgil Popescu. Asistăm astăzi la un moment istoric în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport rutier din județul Sălaj. Mă refer, evident, la semnarea primului contract de proiectare și execuție a primei secțiuni de autostradă din județul Sălaj. Este vorba despre primii 12 kilometri de autostradă care se vor construi în Sălaj între localitățile Zimbor și Poarta Sălajului. Așadar, la 17 ani de la semnarea contractului Bechtel, când ne propuneam să realizăm 415 km de autostradă între Brașov și Oradea, la 7 ani de la rezilierea acelui contract, când reușisem să dăm în circulație 51 de km de autostradă, astăzi pot să afirm cu toată responsabilitatea autostrada Transilvania prinde viață în județul Sălaj. Am spus-o și o repet cu argumente ori de câte ori am ocazia. O spun și astăzi. Anul 2020 este anul construcției autostrăzii Transilvania. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că vom da în trafic în acest an 25 de kilometri din autostrada Transilvania, sectoarele Iernut-Chețani și Biharia-Borș. Spun că am semnat contractele pentru proiectare și execuție pentru alți 52 de kilometri din autostrada Transilvania. Mă refer la Târgu Mureș, Ungheni, Zimbor, Poarta Sălajului astăzi și Chiribiș-Biharia în urmă cu câteva zile pe 12 iunie la Oradea. Ministrul Transporturilor a adăugat că toate tronsoanele cuprinse între Nădășelu și Borș au fost deblocate din noiembrie 2019 până astăzi. Spun că Nădășelu-Zimbor, cei 30 de kilometri, are termen pentru depunerea ofertelor 6 iulie. Peste câteva zile vom ști cine sunt ofertanții pentru cei 30 de kilometri între Nădășelu și Zimbor. Iar contractul, fără contestație evident, îl vom semna în luna septembrie. Între Poarta Sălajului și Zalău, respectiv Zalău-Nușfalău, cei 41 de kilometri, inclusiv tunelul Meseș, avem termen de depunere a ofertelor septembrie 2020. Aici vom avea o etapă de precalificare, ținând cont de complexitatea lucrărilor, inclusiv la tunelul Meseș. O veste bună, Nușfalău sub placul de Barcău, cei 14 kilometri, vom anunța câștigătorul licitației săptămâna viitoare. Așadar, săptămâna viitoare vom ști cine va construi tronsonul dintre Nușfalău și suplacul de Barcău. Și în cele din urmă, suplacul de Barcău-Chiribiș, cei 27 de kilometri, am reluat licitația. Mă bucur că este aici domnul președinte ANAP, domnul Eugen Cojoacă. Documentația este la ANAP și sunt convins că în cel mai scurt timp vom intra în linie dreaptă cu procedura de licitație și pentru acest tronson. La semnarea contractului a fost prezent și premierul Ludovic Orban. Suntem foarte bucuroși să fim prezenți aici cu ocazia semnării contractului. Așteptăm semnarea tuturor contractelor de pe autostrada Transilvania. Pentru noi, investițiile în infrastructură chiar reprezintă o prioritate. Infrastructura de transport, infrastructura energetică, infrastructura de sănătate, infrastructura de comunicații, infrastructura de educație reprezintă structuri critice care au nevoie ca de aer de investiții masive în următorii 10 ani ca suport al dezvoltării economice a României.
Contractul pentru lotul Zimbor-Poarta Sălajului a fost câștigat de o asociere de firme românești cu ofertă de peste 680 de milioane de lei. Prețul pe kilometru de autostradă este de circa 56 de milioane de lei, fără TVA, iar durata contractului este de 156 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 24 de luni cea de execuție a lucrărilor, iar 120 de luni perioada de garanție a lucrărilor. Lucian Bodea a sugerat reprezentantului asocierii câștigătoare să comprime termenele prevăzute, astfel încât lucrările să poată începe anul acesta. Am încredere că aceste termene vor fi comprimate și lucrările la autostrada Transilvania, sectorul Zimbor-Poarta Sălajului, pot începe chiar din acest an.